partea opusă Costea. Șutul este în plasa laterală, arbitrul dă penalti, atenție! Este penalti dictat de Ovidiu Hațegan împotriva Botoșaniului în acest campionat. Până atunci să vedem încă o dată faza, că e mai interesant. A văzut ceva la... aici, a văzut... Să știți că a văzut bine. Să știți că a văzut bine și reluarea este bună. Hațegan a văzut bine. Excelent acest dribling, altfel discret, Patache îl trage, îi dă drumul și Hațegan. Penalti cu Daniel Popa, gol! Gol din 2. Nu peste mult timp, două săptămâni, mai exact plus minus, se vor relua meciurile de Liga Campionilor. Asta apropo de Hațegan. E destul de clar. Hai să vedem ce e aici. Na. Na, aici este rolul arbitrului de rezervă, care i-a transmis lui Hațegan și Hațegan... Numai eu mă gândesc la meciul ușor, să nu eliminăm din ecuație acțiunea foarte frumoasă și spectaculoasă a lui Florea la faza penaltiului. Oh! Tonto gol! La câte a plățit și croitorul, da. Pune piciorul pe minge, oprește ce fi. Aici e chiar bun. Se și vede ochiul liber, dar chiar e în condiții acceptabile, chiar mai decât atât. Da, Caragios. Vine de la, atenție, că vine de la un coechipier. Bine, nu că ar fi neapărat asta o scuză. Aici, da, mingea vine de la Țigănașu. Nu știu dacă nu cumva acesta a fost un motiv pentru care portarul Hankic a evitat să prindă mingea cu mâna, ceea ce ar fi fost foarte ușor, evident. Nu știu dacă a fost cu intenție. Dumitrașcu. Aici este Șeroni, care a jucat bună perioadă de timp, și fundaș lateral Florea! Ce face Daniel Popa? Ce a avut o mare ocazie. Iată reluarea. Excelent pune această minge. Câte variante avea Daniel Popa? Aici din nou o pasă bună, o poziție bună, Cerhenț. Tot Patache. Să se fie accidentat. Cred că mingea atinge mâna. Ongenda, poziția este bună. Ongenda, în spate Keita, gol! Keita! 2-2, 12. Keita. Și echipa mai bună, care e Botoșanul. V-am spus. Era evident. Sigur că mai avut Daniel Popa. Nu, se simte, se vede. Cum să lași totuși atât de liber un jucător care a marcat 9 goluri în ultimele 9 meciuri și nu sunt toate.
4 goluri în 40 de minute plus minusul pe Costea. Ceilalți jucători ai gazdelor sunt propriul careu. Mingea rămâne acolo în careul de 6 metri, greu de scos. Balonul se găsește un culoar, o variantă. Reține portarul a Ioani din fața lui Kindri. Rodriguez din prima. Almavas aici, poziție din nou bună, are timp de preluare și de șut. Scoate portarul, nu știu dacă era pe spațiul porții, șutul albanezului Fili. Aici a fost pasa puțin prea lungă. Chiar și așa, Botoșanul și-a creat o ocazie de gol. Din nou Dumitrașcu, Daniel Popa! Cer lovitură liberă acolo, Hațegan foarte bine plasat, e adevărat că nu întotdeauna. Asta e acțiune de vârf de atac. Nu s-a văzut mai deloc. Din nou Dumitrașcu, Florea în spate la Dumitrașcu! Poate cea mai mare ocazie. Florea scoate bine, Dumitrașcu și practic Rodriguez, mingea e bună, gol! Reluarea. Nu e offside, e un cap acolo. Nu știu dacă nu-i chiar al lui Kindriș. Oh, ce deviere! Ce deviere norocoasă! Trei la doi Botoșani.